În această seară, dragii mei, este o mare bucurie să fim din nou împreună pentru a studia din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem o temă deosebit de importantă și valoroasă pentru noi. Chiar dacă este moment de seară, după o zi de activitate, avem bucuria să ne deschidem mintea și inima spre Cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne transmită mesajul Său. În viața noastră de fiecare zi suntem în căutarea de anumite lucruri materiale, cât și imateriale societatea noastră este pornită pe acest făgaș al căutărilor, atât din punct de vedere al nevoilor sufletești, intelectuale, cât și din punct de vedere material, iar în această seară vă propun să studiem o temă care are de-a face direct cu viața noastră, caracterul nostru și anume căutați smerenia. Cât de importantă este această temă, cât de importantă este această trăsătură de caracter, dorim ca să o studiem împreună. Însă, înainte de aceasta, vă invit ca să ascultăm un imn de laudă care va fi cântat spre slava lui Dumnezeu de către Alex Dumitru. Când nu te văd, m-am cufundat în noapte. Când te găsesc, găsesc un început. Mă recunosc în leagănul din casă. Mă recunosc și în plâns și în Mă recunosc în cel plecat din casă. Mă recunosc și toate m-am găsit. Dar cine sunt, de unde vin și unde? Spre ce mă îndrept, spre ce liman am avut? Runde. iar retruda mea e goană după vânt. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. casă doar cu chin Sunt cel ce se pierduse fără moarte Străin de toți și sieși tot străini mă întorc acum înapoi să-mi caut dorul Te caut iar și iar mă las Găsit. Iar te cunosc și-mi recunosc izborul Mă recunosc în cel ce m-a Mă recunosc în trecătorul astăzi Dar sunt flământ de timpul infinit știu ce sunt, dar recunosc în mine un Dumnezeu în ce fine m-a găsit. Mă recunosc căci nu vă pot cunoaște și nu înțeleg când mi-ești necunoscut. Când când nu vorbești, când negura-nă paște, Nu sunt nimic, dar sunt când te-am văzut. Când te găsesc, găsesc un început, Căutați merenia, este subiectul pe care aș dori ca să-l dezvoltăm împreună în această seară, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce ne transmite Dumnezeu cu această ocazie. Din ceea ce descoperim în Sfânta Scriptură, ne descoperă faptul că Dumnezeu este dragoste, faptul că avem încă parte de atâta binecuvântări, atât materiale cât și pentru viața noastră sufletească, pentru mintea noastră, este o dovadă a dragostei că Dumnezeu încă vă iubește și încă ne iubește. De aceea, în această seară, Vrea ca să ne transmită un mesaj de dragoste, un mesaj al cuvântului său, un mesaj care să aibă un impact asupra vieții noastre zilnice. Sigur că din momentul în care ne naștem și ne dezvoltăm din punct de vedere fizic, moral, intelectual, suntem născuți cu această sete de a căuta, de a cerceta, de a descoperi. Încă din primii ani, copiii sunt dornici de a descoperi pe cei din jur, persoane, lucruri, obiecte, iar pe măsură ce cresc. Se lărgește aria căutărilor și cercetărilor din partea noastră, ca oameni. De aceea descoperim în Sfânta Scriptură deseori acest îndemn, acest mesaj: căutați! Căutați și veți găsi, bateți și se va deschide. Cu această ocazie, aș vrea să ne focalizăm, să aprofundăm acest subiect al smereniei și se bazează pe textul din Sefania, capitolul 2, cu versetul 3. Îndemnul lui Dumnezeu prin cuvântul său spune astfel, căutați pe Domnul toți cei smeriți din țară, care împliniți poruncile lui, căutați dreptatea, căutați smerenia, poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. Trăim într-o lume a schimbărilor, trăim într-o lume a anumitor căutări Trăim într-o lume a diversității, trăim într-o lume în care fiecare se îndreaptă spre lucrurile sau valorile spre care este atras. Dar Dumnezeu care ne iubește și este Tatăl nostru, ne îndeamnă să căutăm acele lucruri care sunt de o valoare inestimabilă pentru viața aceasta, pentru caracterul nostru, pentru evenimentele care vor avea loc în lumea noastră, în viața noastră, cât și pentru viața veșnică. Aici suntem îndemnați să-L căutăm pe Domnul. Să-L căutăm din toată inima. Și dacă-L căutăm din toată inima, cuvântul lui Dumnezeu ne asigură mă voi lăsa să fiu găsit de voi. Dar în această căutare după Dumnezeu, după viața veșnică, după această ființă care ne-a creat și ne-a descoperit modul în care să ne trăim viața pe acest pământ, observați în partea a doua acestui verset, spune căutați dreptatea, căutați smerenia, Poate că veți fi cruțați în ziua mâniei Domnului. În aceste căutări se accentuează și acest subiect al smereniei. Mai este oare important, relevant pentru noi astăzi? Într-o lume în care fiecare se prezintă pe sine ca cel mai bun, într-o lume prin care fiecare om dorește ca să stimuleze dorința de afirmare, dorința de a se prezenta într-un anumit fel dorința de promovare, dorința de competiție în comparație cu ceilalți. Observăm ce se întâmplă și pe tărâm sportiv, pe tărâm politic și poate chiar și pe tărâm spiritual. Dumnezeu ne îndeamnă căutați smerenia. Așa să vedem cât de important este această valoare, această trăsătură, acest subiect pentru viața noastră, ce implicație are în viața de fiecare zi, în raportul dintre noi și Dumnezeu, în raportul dintre noi și ceilalți. Iată ce spune dicționarul explicativ și apoi câteva citate pentru ca să înțelegem acest termen, această trăsătură, această valoare, acest subiect asupra căruia profetului Dumnezeu spune căutați dreptatea, dar căutați și smerenia. Poate că veți fi cruțați în ziua Domnului. Din punct de vedere al explicațiilor care se dau în dicționar, smerenia înseamnă o atitudine umilă, supusă respectoasă, comportare modestă, plină de bună cuvință. Iată, dragii mei, că această trăsătură are de-a face cu viața noastră, are de-a face și cu comportamentul nostru față de ceilalți, cu atitudinea și cu tot ceea ce înseamnă modul nostru de a ne afirma, de a ne comporta, de a ne prezenta. Chiar dacă atitudinea în sine este o chestiune imaterială, totuși dezvoltă niște acțiuni, niște comportamente care pot fi observabile în viața noastră sau de către ceilalți. Spurgeon spunea în felul următor: smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. Iată cât de importantă este această trăsătură. Smerenia, această atitudine, această trăsătură, această valoare ne conduce ca să ne facem o proprie evaluare a vieții noastre. Și spunea aici acest citat, o evaluare în mod corect. Pentru că deseori noi ca oameni avem această atitudine sau această predispoziție de a pendula într-o extremă sau cealaltă. Iar smerenia ne aduce pe calea echilibrului. Dacă privim din punctul acesta de vedere al evaluării, al introspecției asupra... A ceea ce înseamnă noi înșine, deseori ne subevaluăm, deseori ne depreciem, deseori considerăm că nu avem o anumită valoare în ochii celorlalți sau în ochii lui Dumnezeu și pe acest rând foarte mulți oameni își pierd vitalitatea, își pierd atitudinea de a fi eficienți în societate, în lume, cât și pentru Dumnezeu. Acesta este un pericol de a ne evalua pe un ton negativist pe un ton de subevaluare. Pe de cealaltă parte, când ne evaluăm noi pe noi înșine, există riscul să ne supraevaluăm prin comparație cu ceilalți sau în ochii lui Dumnezeu. Și vom vedea pe parcursul acestui studiu modul de manifestare a oamenilor în acest sens. Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. Un alt cita spune că această trăsătură, smerenia, este cea mai frumoasă fața înțelepciunii. Deseori credem că smerenia este ceva separată de înțelepciune, de cunoaștere și se referă doar la o atitudine umilă, limitată, prin care ne mulțumim cu ceea ce avem, ne mulțumim cum suntem și nu e atât de important cunoașterea sau dezvoltarea înțelepciunii, sigur, acele înțelepciuni de la Dumnezeu și care ne ajută să ne comportăm în această viață sub călăuzirea și înțelepciunea Lui. Deci smerenia este cea mai frumoasă fața înțelepciunii. Smerenia se armonizează foarte bine cu înțelepciunea care vine de sus, cu înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o poate da. Un alt citat care să ne arate trăsăturile sau definiția smereniei ca să avem o înțelegere clară a ceea ce înseamnă smerenia. Smerenia este o trăsătură prețioasă care ne ajută să ne simțim mici pe măsură ce creștem tot mai mult. Foarte interesantă această afirmație. Smerenia ne ajută să ne simțim mici, chiar dacă ne dezvoltăm, chiar dacă domândim mai multă cunoștință, mai multă înțelepciune, mai multe lucruri materiale. Smerenia ne ajută să rămânem cu picioarele pe pământ, folosind limbajul nostru omenesc. Ne ajută să ne simțim limitele în comparație cu Dumnezeu, cu un Dumnezeu nemărginit. Ne ajută să ne simțim limitele chiar dacă dobândim mai multă înțelepciune și cunoaștere în comparație cu un ocean mare de cunoaștere și de noi descoperiri. Smerenia de asemenea spune un alt autor că este un pisc la care ajung foarte puțini oameni. Iată de ce suntem îndemnați din Cuvântul lui Dumnezeu căutați smerenia pentru că este o atitudine, este o trăsătură. Acest autor spune este un pisc ca și un vâr de munte la care ajung foarte puțini oameni. De ce oare este atât de greu? De ce oare atât de puțini oameni ajung să dezvolte această trăsătură a smereniei cumulată cu trăsătura înțelepciunii și altor trăsături și valențe evanghelice și totuși sunt foarte puțini oameni care ajung să dezvolte această trăsătură și să fie o trăsătură predominantă în viața zilnică. Smerenia este, nu este o mască, este un scut care apără inima de pericolul mândriei. Deseori credem că smerenia poate fi ceva doar de fațadă. Deseori credem că putem să înșenăm o atitudine de smerenie, dar să nu se sincronizeze expunerea exterioară cu ceea ce avem în mintea și inima noastră. De aceea acest gând spune că această atitudine de smerenie nu este o mască care poți să o pui pe față, pe chipul tău atunci când mergi la biserică, când ești în familie, când ești în societate și să o dai jos când vrei să te manifeste altfel. Smerenia nu este o mască, este un scut care ne apără inima de pericolul mândriei. Iată că aici deja acest citat, această afirmație descrie care este antonimul Smereniei, adică mândria, sunt două chestiuni antagonice și smerenia este liacul, este scutul care ne poate apăra de pericolul mândriei. Iată de ce, dragii mei, am ales ca în această seară, în acest studiu, să ne motivăm, să ne transmitem mesajul lui Dumnezeu, să luăm pentru fiecare dintre noi cât de important este să căutăm smerenia. Haideți să vedem care a fost una dintre trăsăturile predominante în caracterul și viața Domnului Isus. El este modelul nostru, El este reperul nostru de El este Cel care a trăit pe acest pământ, descoperind trăsături de caracter pe care noi ca oameni le putem dezvolta, le putem dobândi. Și de aceea, în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Pentru că toate acțiunile, toate faptele, toate cuvintele, toate trăsăturile care se dezvoltă în viața noastră, inclusiv trăsătura smereniei, pornește de la nivelul gândirii. Cum gândim despre noi, cum gândim despre Dumnezeu, cum gândim despre ceilalți, cum dorim ca să ne raportăm și ce valori dorim ca să dezvoltăm în caracterul nostru. Și acum aș vrea să vedem care a fost gândul, viața și trăsăturile Domnului Isus de caracter și ce referire avem cu privire la smerenie. El măcar că era chipul lui Dumnezeu, avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rău, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Din punct de vedere al înfățișării, a luat o natură umană, un corp uman, dar ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Aceasta este una dintre trăsăturile predominante ale caracterului Domnului Isus în natură umană, spune aici cuvântul scripturii, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iată că atitudinea de smerenie nu exclude acea atitudine, acea disponibilitate de a asculta de Dumnezeu. Domnul Isus spune s-a smerit dar s-a făcut și ascultător până la moarte în toate aspectele, în toate principiile. În toată relația dintre el și Dumnezeu, de aceea se spune că în el n-a fost păcat și nu s-a găsit vicleșug. Dar cuvântul cheie care are legătură cu tema din această seară s-a smerit. Cum a fost viața Domnului Isus? Cum s-a dezvoltat această trăsătură? Dacă citim Evanghelia Observăm comportamentul și viața Domnului Isus. S-a smerit această trăsătură a smereniei, despre care însuși Domnul Isus ne invită: Veniți la mine, învățați de la mine că și eu sunt blând și smerit cu inima. Atât în relația cu oamenii, atât în relația cu autoritățile romane care au fost în acea vreme, atât în relația cu reprezentanții religioși. În toate aspectele vieții Domnului Isus a dat dovadă de smerenie. Și chiar atunci, când a trebuit să împlinească planul lui Dumnezeu, planul de salvare, ceea ce privește judecarea, condamnarea, crucificarea, învierea, Domnul Isus a smerit și s-a făcut ascultător. Haideți să vedem în contrast cu această trăsătură a smereniei, în contrast cu viața și caracterul Domnului Isus. Așa să vedem pericolul mândriei, această trăsătură care s-a dezvoltat în caracterul și gândirea lui Lucifer, mai întâi în cer și apoi a dezvoltat-o chiar din momentul în care a fost alungat pe pământ. Observăm Domnul Isus ca Fiul al lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu care a creat toate lucrurile prin puterea Lui. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup în contrast cu viața și caracterul Domnului Isus, smerenia pe care a dezvoltat-o aș vrea să vedem gândirea lui Lucifer, acela care a fost creat perfect în înțelepciune, în statură, în frumusețe, cum s-a dezvoltat în gândirea lui și apoi în comportamentul lui trăsătura mândriei și care au fost rezultatele. În Isaia capitolul 14 la versetul 12 cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ tubiruitor al neamurilor? Aici este un semn de mirare, de exclamare. Cum se poate așa ceva? Cum s-a putut să ajungi la acest nivel de decădere? Ce ai fost și ce ai ajuns? Cu alte cuvinte, luceafăr strălucitor, creația lui Dumnezeu. Care a fost cauza? care ne arată de fapt de ce au apărut consecințele și efectul în viața lui și apoi și a celorlalte ființe. Care a fost gândirea, care a fost logica, care a fost comportamentul diametral opus de ceea ce a gândit și a acționat Domnul Isus. Ca fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat natură umană, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Lucifer ca și creatură perfectă spunea, știu, ziceai în inima ta, Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Iată care a fost deviza, dorința, preocuparea. Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect, iar Lucifer se supraevalua, își dorea și el ceva mai mult decât cadrul pe care Dumnezeu l-a creat pentru el și slujirea de care trebuia să dea dovadă în ceruri. Și a spus, mă voi sui în sus, mă voi ridica scaunul de domnie chiar mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi fi la muntele adunării ca cel prea înalt. Și care a fost rezultatul? A hrănit această atitudine de înălțare de sine, de mândrie și vom observa ce spune Sfânta Scriptură spre ce ne conduce smerenia spre ce ne conduce mândria, spre ce a condus Lucifer, pe Lucifer, mândria, spre ce l-a condus pe Domnul Isus merenia și cum trebuie ca să fim în gardă și chiar preocupați de a evita dezvoltarea unei trăsături negative, această trăsătură a mândriei și să dezvoltăm trăsătura smereniei. În Proverbe capitolul 15 cu 33 Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Spune că Domnul Iisus a smerit, s-a făcut ascultător, de aceea Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume. Smerenia merge înaintea slavei. Înainte de slavă este smerenia. Iar în Proverbe 29 cu 23 spune care este tendința sau trendul când se dezvoltă trăsătura mândriei în viața omului sau în viața lui Lucifer. Mândria unui om îl doboară, îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul capătă cinstă. Iată că dezvoltând trăsătura smereniei în raport între noi și Dumnezeu și unii cu alții ne duce pe un trend ascendent de creștere spirituală, de dezvoltarea valorilor creștine în viața noastră, ne duce spre succes, spre slavă, Spre Dumnezeu și spre viața veșnică. Iar mândria are un trend descendent, coboară. Îl coboară pe om și îl duce spre cădere, îl duce spre moarte. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă: Căutați smerenia, căutați dreptatea, căutați pe Domnul. Haideți să vedem pericolul mândriei. Ce înseamnă mândria? Recurgem din nou la o explicație în dicționar care spune în felul următor. Sentiment de încredere exagerată în calitățile proprii sau alte sinonime, orgoliu, trufie, îngânfare. Sentiment de ex încredere exagerată în calitățile proprii. Dumnezeu ne îndeamnă să avem încredere în El. Sigur, să dezvoltăm o atitudine de încredere echilibrată și potrivită în viața noastră, să fim plini de încredere în Dumnezeu și în ceea ce facem noi în viața cotidiană. Dar mândria este elementul sau trăsătura care dezvoltă un sentiment de încredere exagerată în calitățile proprii. Ce știu eu, ce cunosc eu, ce pot eu și dezvoltă această trăsătură a mândriei care spune un gând inspirat că este foarte greu de tratat și de biruit după ce s-a dezvoltat în viața omului. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Un alt proverb din cartea lui Solomon, proverbe 16, 18 la 19. Mândria merge înaintea pieirii, înaintea căderii. Duce spre moarte, duce spre degradarea omului, îl îndepărtează de Dumnezeu și are consecințe dramatici. De aceea este foarte important să ne evaluăm corect viața noastră. Și dacă se dezvoltă această plantă, această buriană, această trăsătură firească, această trăsătură care provine din Lucifer, este timpul să-l căutăm pe Dumnezeu. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Și acum aș vrea să vedem câteva exemple biblice pentru ca să ne facem o imagine de ansamblu a ceea ce modelează viața, comportamentul și acțiunile noastre, trăsătura mândriei sau trăsătura smereniei. Haideți să vedem primul împărat al lui Israel, Saul, ce a spus Samuel la un moment dat când s-a redus sau a fost înăbușită trăsătura smereniei și s-a dezvoltat trăsătura mândriei în viața lui. 1 Samuel, capitolul 15, 16 la 19. Samuel a zis lui Saul, stai și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, vorbește. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Iată cum descrie Samuel prin aceste cuvinte smerenia care era în caracterul și în viața lui Saul. Spune, când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu să fii căpetenia seminților lui Israel. Când îi simțea nimicnicia, neputința, nevrednicia, atunci a fost ales ca împărat. dar pe măsură ce s-a dezvoltat răsătura încredere în sine și a mândriei, a ajuns ca să nu mai asculte de cuvântul lui Dumnezeu în totalitate. Domnul te trimise zicându-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia, pe amaleciți. Dumnezeu a dat detale prin Samuel ce să facă, cum să se comporte, dar Saul în mândria, în încrederea în sine... El a crezut că poate să corecteze cuvântul lui Dumnezeu. Poate să facă și altfel cu rezultate bune. Și știm ce s-a întâmplat. Pe măsură ce a crescut în ochii lui, a ajuns să ne socotească cuvântul lui Dumnezeu. A ajuns să-l disprețuiască mai târziu pe David și să lupte împotriva lui ca să nu devină împărat în Israel. A ajuns să manifeste acest comportament nepotrivit și nedemn în raport cu ceilalți. Haideți să vedem un alt exemplu biblic, Iosia, un împărat care a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar a avut o trăsătură pe care n-a biruit-o și de data aceasta n-a venit un proroc din partea lui Dumnezeu să spună, uite, să face într-un fel sau altul, nu i-a descoperit Dumnezeu, ci chiar printr-un împărat păgân, pentru că un om smerit primește sfaturi de la oricine, dacă sunt sfaturi bune și după voia lui Dumnezeu. Dar Iosia ce face? După toate aceste lucruri, în 2 Cronici 35, după ce a Iosia casa Domnului, necomparatul Egiptului s-a dus să lupte împotriva Cherchemișului pe ofrat. pe ofrat. Iosia i-a ieșit înainte. Deci acest necomparat al Egiptului a avut un obiectiv în războiul pe care l-a declanșat, dar trecea prin ținutul împărăției lui Iosia. Iosia i-a ieșit înainte ca să vadă care este problema, a declanșat război împotriva împărăției lui și haideți să vedem ce îi transmite acest împărat. Și Neco i-a trimis sol să-i spună ce am eu cu tine împăratul lui Iuda, nu împotriva ta vin astăzi și împotriva unei case cu care sunt în război și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicească, dar Iosia s-a întors de la el și a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. În loc ca Iosia cu atitudine smerită să ia acest cuvânt, acest mesaj și să lasă ca Dumnezeu să conducă atât viața lui, națiunea lui, cât și acțiunea acelui împărat păgând care a spus nu am nimic cu tine, Dumnezeu mă trimite în altă parte, am un plan din partea lui Dumnezeu care trebuie să-l aduc la îndeplinire. Iosia n-a acceptat în smerenie acest mesaj. Spune, s-a schimbat cu atune de mândrie, a venit să lupte și în acea luptă a murit. Iată ce consecințe dramatice pot să apară în viața noastră. Poate atunci când cineva ne dă sfaturi. Un om pe care îl cunoaștem, o persoană pe care o cunoaștem sau poate cineva care nu ne cunoaște, dar ne dă un sfat bun. Omul smerit primește sfaturile care sunt bune și după voia lui Dumnezeu. Nu va spune, eu știu, știu ce să fac, știu ce este mai bine. Iosia și-a pierdut viața. Pentru că sfatul pe care l-a transmis Dumnezeu prin acest împărat Neco a fost disprețuit. Și cu atune de aroganță și oarecare mândrie a spus, nu, eu vin înaintea ta, eu lupt cu tine și știm care a fost rezultatul. De asemenea, Ezechia care a fost bolnav și Dumnezeu i-a prelungit viața, s-a rugat, s-a smerit. În cei 15 ani pe care Dumnezeu i-a mai prelungit vieții lui, iată ce spune în 2 Cronici, capitolul 32, de la versetul 24, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav de moarte, el a făcut o rugăciune Domnului, Domnul i-a vorbit și i-a dat un semn. Domnul i-a dat un semn, i-a vorbit prin proroc, l-a vindecat, au rămas uimiți și oamenii popoarele din prejur, au venit să-l viziteze, știm cum s-a comportat Ezechia, dar ce spune cuvântul Domnului aici? Ce trăsătură s-a dezvoltat în viața lui Ezechia? Ezechia, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Dumnezeu l-a vindecat, Dumnezeu l-a binecuvântat și în timpul de har și de viață pe care le mai a alocat, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, s-a dezvoltat mândria, i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim și atunci Ezechia s-a smerit în mândria lui împreună cu locuitorii Ierusalim. Cât de periculoasă este această trăsătură? Este ca un virus care impactează viața noastră, gândirea noastră, acțiunile noastre, disponibilitatea noastră de asculta de Dumnezeu sau de celor dragi sau de sfaturile persoanelor care sunt preocupate să ne facă bine, să ne dea un sfat de îmbărbătare, de mustrare poate, de încurajare. Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu și i s-a îngânfat inima. Cât de periculos este ca pe fondul succesului, a prosperității, a binecuvântărilor pe care noi le primim din partea lui Dumnezeu, binecuvântări materiale, binecuvântări bănești sau alte binecuvântări, pe acest râm al prosperității să se dezvolte mândria. De aceea, Dumnezeu ne îndeamnă, căutați smerenia. Nebucanețar, ca și concluzia experienței lui cu Dumnezeu și în relația cu Daniel și cei trei tineri, după ce a trecut prin diverse evenimente în care l-a recunoscut pe Dumnezeu, apoi n-a mai ținut cont de Dumnezeu, a ajuns la un moment dat, în Daniel capitolul 4, trecând prin experiența vieții lui, trecând la acea experiență a împlinirii visului cu acel copac mare, ca și o concluzie la modul în care Dumnezeu a condus evenimentele chiar dure în viața lui, cei șapte ani când n-a mai fost împărat, ce a fost împreună cu animalele sălbatice, când Dumnezeu i-a retras anumite chestiuni legate de rațiune și apoi și-a revenit înapoi și mintea a venit la loc, așa spune el, care a fost concluzia lui? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, Slava împărăției mele, strălucirea mea, din nou a revenit din punct de vedere fizic a împărat al Babilonului, dar caracterul lui a cunoscut transformări semnificative. Iată ce a spus el, un mesaj rămas în Sfânta Scriptură. Daniel capitolul 4 este mesajul nebucanețar, un împărat păgân prin care Dumnezeu a transmis o lecție și o învățătură pentru noi. Și acest, această scrisoare, acest mesaj este... Preluat de către profetul Daniel și rămas pentru noi. Iată ce spune aici: Eu, ne laud înalt și slăvesc pe împăratul cerului, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Dragii mei, dacă noi nu suntem preocupați să dezvoltăm această atitudine, Dumnezeu are, și alte metode, poate desiori destul de dure. Unele metode sau unele încercări prin care Dumnezeu ne trece, poate ca să vindece această trăsătură a mândriei. Poate să ne facă conștienți de pericolul spre care ne îndreptăm. Și de aceea cei șapte ani al lui Nebucanețar, care a petrecut la un nivel josnic din punct de vedere al comportamentului și rațiunii, a fost o lecție de viață toate dovezile lui Dumnezeu manifestate pentru el l-a făcut să ajungă la această concluzie toate provin de la Dumnezeu chiar și împărăția Babilonului toată prosperitatea toate lucrurile, toate capacitățile intelectuale pe care le avea și el spune toate căile lui Dumnezeu sunt drepte, adevărate și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie Așa să vedem și Noul Testament. Chiar și atunci când mergem la biserică, Putem duce cu noi această trăsătură a smereniei sau trăsătura mândriei. Și cum s-a manifestat chiar la templu, Luca capitolul 18, la versetul 9, avem acest cadru, acest tablou prin care Domnul Iisus, printr-o pildă, de descoperă despre doi închinători care merg la templu, să se roage, să prezinte înaintea lui Dumnezeu, să aibă un act de devoțiune, de consacrare și iată că, mergând chiar la templu, Trăsătura smereniei și a mândriei nu rămân acasă, pentru că noi ducem cu noi ceea ce avem, oriunde a merge, chiar în prezența lui Dumnezeu. Nu putem avea doar smerenia ca o mască și nici mândria ca o mască, ci aceste trăsături iasă în evidență. Și așa să vedem cei doi închinători, fariseul și vameșul. care a fost atitudinea, cuvintele, rugăciunea, comportamentul fariseului a avut o listă prin care s-a supraevaluat înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă a făcut anumite lucruri bune, a postit, s-a rugat, a dat zecială, n-a fost răpăreț, n-a fost imoral, dar înaintea lui Dumnezeu, evaluându-se prin prisma mândriei, a ajuns ca să se supraevalueze și să-și supraevalueze calitățile proprii, să se felicite. Smerenia înseamnă să te evaluezi în mod corect. Mândria înseamnă să te supraevaluezi în mod exagerat calitățile proprii. În contrast cu acest comportament la templu, era și un vameș care spune aici raportul biblic stătea departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea Dumnezeule, ai mile de mine păcătosul. Un om care nu avea doar o mască smerenie și a nevredniciei lui, un om păcătos care a simțit nevoia după Dumnezeu, a simțit nevoia după har și milă, a simțit nevoia după ceva ce nu putea fi satisfăcut în lumea aceasta și în domeniul activității lui. Iar Domnul Iisus concluzionează după ce dă aceste două personaje și prezintă în contrast fariseul și vameșul la templu, care este concluzia? Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă, s-a cotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Iată, dragii mei, concluzia Domnului Isus, prezentându-ne în contrast caracterul și comportamentul fariseului și al vameșului. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă, căutați smerenia. Iar Pavel spunea în felul următor, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii descoperirilor. Iată, dragii mei, chiar dacă Dumnezeu ne descoperă adevărul, principiile Evangheliei, există și o mândrie spirituală la fel de periculoasă. Mândria laudiceanului care spune, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Chiar mândria spirituală, nu doar mândria vremelnică, Mândria fizică sau intelectuală, chiar mândria spirituală este periculoasă și pentru Pavel Dumnezeu a avut așa un semnal, a avut un lucru care l-a lăsat în mod intenționat în viața lui și el a recunoscut și a spus ca să nu mă oflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei care să mă pâlmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. M-am rugat Domnului și Domnul a zis, harul meu ți este de ajuns. Pavel a înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit o anumită infirmitate, o anumită trăsătură, o anumită deficiență în viața lui și spunea el, ca să nu mă umflu de mândrie, ca să nu mă îngânf de pricina Evangheliei, a descoperirilor, a talentelor pe care el le avea, ca să țină cu picioarele pe pământ, ca să simtă nevoia după Dumnezeu și ca să simtă nevoia de a împlini misiunea care a fost încredințată, el a ajuns ca să mulțumească lui Dumnezeu chiar pentru acest țepuș care i-a fost lăsat. Și de aceea spunea el mai târziu în Filipeni 4, știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. Iată, dragii mei, că trăsătura smereniei nu ține de prosperitate sau de lipsă, că avem mai mulți bani sau mai puțini bani. Deseori poate există o confuzie în viața noastră, dacă credem că cineva are mai multe lucruri materiale, nu se armonizează cu smerenia. Nu. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, știu să trăiesc smerit și în lipsă și în belșug. Poți să fii mândru în lipsă, poți să fii mândru în belșug. Poți să fii smerit având mai puține lucruri sau mai multe lucruri. Și spunea Pavel, știu să trăiesc smerit și în lipsă și în belșug, în totul și pretutindeni. Această trăsătură a smereniei trebuie ca să dezvolte și să devină o trăsătură predominantă. Dar care este secretul? Pototul în Hristos care mă întărește. De aceea, ca și concluzii la această temă, ca și un exemplu, și consider cea mai nobilă lecție de smerenie pe care o descoperim în Sfânta Scriptură, este exemplul Domnului Iisus în camera de Sus. Înainte de a se împărtăși și de a oficia cina cea de taină. Când toți ce nici aveau în mintea lor gândul, de a fi aproape de Domnul Isus când va deveni împărat. Gânduri de înălțare și nici de cum nu dezvoltau smerenia. Domnul Isus spune aici în Ioan 13, fiindcă știa că Dumnezeu i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duse, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Cea mai nobilă lecție de smerenie. Isus știa de unde a venit și încotro se duce și n-a considerat că este sub demnitatea lui să slujească și să manifeste o de desmerenie față de ucenici, față de cei prezenți care nu au fost dispuși să se smerească și să slujească cu acea ocazie. Și Domnul s-a sculat, s-a smerit, a spălat picioarele ucenicilor și a lăsat pentru noi și pentru ucenici o pildă ca și noi să facem cum a făcut El. Eu v-am dat o pildă, eu v-am dat un exemplu. De aceea Domnul Iisus ne îndeamnă, veniți la mine toți, așa cum sunteți, cu poveri, cu păcate, poate chiar cu mândrie, cu trăsături firești. Dar lăsați această povară, acest juc și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Este foarte importantă această trăsătură pentru că ne îndeamnă și ne îndreaptă, spunem Psalm capitolul 25, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea lui. Atunci când suntem smeriți, avem disponibilitatea de a învăța, de a fi învățați, de a fi sfătuiți, de a fi poate chiar mustrați de Dumnezeu. Și spune aici, el învață pe cei smeriți calea lui. Un copil când merge la școală, dacă are o atitudine și o dorință de a învăța, este cel mai ușor și pentru profesor și pentru el să asimileze cunoștințele. Dacă merge și spune eu știu tot, nu mai am nevoie de informații, este un impediment în acumularea de informații necesare pentru viața lui. De aceea, chiar și în relațiile noastre unii cu alții, în concluzia acestei prezentări, suntem îndemnați să manifestăm această atitudine a smereniei. În mica capitolul 6 cu 8 spune în felul următor Ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Iar relațiile noastre unii cu ceilalți, Coloseni 3 cu 12, ca niște sfinți prea iubiți, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, ca niște aleși, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Iar în Petru, în 1 Petru, capitolul 5, Spune că în toate legăturile noastre, ca tineri, ca bătrâni, ca și copii, împodobiți-vă cu smerenie. Este cea mai valoroasă podoabă pe care cineva o poate purta. Fiți împodobiți cu smerenie, pentru că, spune Dumnezeu, stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Aici este sfatul de suflet al lui Dumnezeu pentru mine, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu este gata să reverse har, binecuvântări, cunoștință, să dezvoltăm această trăsătură a smereniei, sigur, în paralel sau în armonie și cu alte trăsături esențiale, cu dreptatea, cu bunătatea și cu alte chestiuni pe care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Smerenia de asemenea în relații dintre noi și ceilalți în Filipeni 2, de la versetul 2, spune smerenie fiecare să privească pe altul mai presus decât el însuși. Omul care dezvoltă trăsătura mândriei, el are o încredere exagerată în el însuși și o depreciere față de celălalt, ca și fariseul și vameșul la templu. Omul smerit, spune, privește pe altul mai presus decât el însuși. Dă valoare semenului și consideră mai presus decât el însuși. Iată, dragii mei, ce frumoasă este această trăsătură a smereniei și de aceea Dumnezeu ne îndeamnă să căutăm. Iar un citat inspirat spune în felul următor. Fiecare suflet să aibă grijă, vrășmașul este pe urmele voastre, fiți vigilenți, vegând sârguincios, ca nu cumva vreo cursă ascunsă, cu grijă și meșteșugită să vă ia pe neașteptate. Cei fără grijă și nepăsători să fie atenți ca nu cumva ziua Domnului să vină asupra lor ca un hoț noaptea, mulți se vor abate de la cărarea smereniei și le pădând jugul lui Hristos vor umbla pe cărări străine, orbi și zăpăciți, ei vor părăsi calea strâmtă care duce la cetatea lui Dumnezeu. Iată cât de influentă este această trăsătură a smereniei în viața noastră, care ne conduce pe o cale spre Dumnezeu, ghidată de învățăturile și principiile Evangheliei. Și spune aici: Ar trebui să fim vigilenți. Satana este pe urmele noastre. Și ce caută? Mulți se vor abate de la cărarea smereniei și apoi le apă de învățătura și jugul lui Hristos și se abat pe căi străine. De aceea suntem îndemnați să căutăm smerenia și să alegem calea spre viața veșnică, calea spre Dumnezeu, calea spre mântuire. Și apoi, în Ioan, capitolul 3 cu 30 descrie o experiență necesară pentru mântuirea noastră. Experiența prin care a trecut și Ioan Botezătorul și care este atât de esențială și benefică pentru noi. Ioan Botezătorul spunea, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cu referire la Domnul Isus, cu referire la viața Lui. Aceasta este soluția pentru mine și pentru dumneavoastră. Pe măsură ce Domnul Isus și prezența sa crește în viața noastră, pe măsură ce valorile caracterului său se dezvoltă, eul nostru, trăsăturile firești se micșorează, până când ajung ca să fie răstignite sau să fie invizibile, să fie învinse, să fie biruite. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Dragii mei prieteni, dragii mei tineri, frați și surori, căutați merenia, căutați pe Domnul. Aceasta este soluția lui Dumnezeu pentru noi, în aceste timpuri pe care noi le trăim. Și această trăsătură devine și o trăsătură predominantă a poporului Dumnezeu. În Zefania capitolul 3, cu 12 și 13, spune Voi lăsa în mijlocul tău un popor mic și smerit, care se va încrede în numele Domnului. Rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare, ci vor paște și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura. Dacă această trăsătură este prezentă în viața mea și în viața dumneavoastră, această trăsătură devine apoi o trăsătură predominantă a poporului lui Dumnezeu, a rămășiței poporului lui Dumnezeu, care îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, care dau ascultare de principiile Evangheliei, dar care au o trăsătură care spune aici, un popor smerit. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca această trăsătură să fie predominantă în viața noastră. Căutați smerenia. Căutați această trăsătură despre care citatul pe care spuneam la început spunea că foarte puțini oameni ajung să dezvolte, ajung să ajung, ajung foarte greu la acest nivel de smerenie pe care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne dea izbândă în a dezvolta această trăsătură care duce spre Dumnezeu Spre viața veșnică, ne duce spre mântuire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Dragii mei, aș vrea ca să vă transmit faptul că următoarea prezentare va avea loc joi, tot de la ora 20. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. Înainte de a ne pleca genunchiul pentru o rugăciune, vă invit ca să ascultăm un imb de laudă intonat de grupul Amadeo cu titlul Minunia iubirii lui. Parul Său ți l-a dăruit, Ai în suflet chemarea iubirii de sus Și în inima ta pe Iisus. În curând vei vedea cât de mult ești iubit Și de cerul întreg ești dorit, Transformat mult mai mult decât ai visat. to feel with Al nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această ocazie binecuvântată când am putut ca să desfășurăm în fața noastră cuvântul tău. Te rugăm ca să ne descoperi mai mult din dragostea ta, din harul tău și din importanța acestei trăsături a smereniei. Îți mulțumim pentru că tu ne îndemn să te căutăm din toată inima și ne-ai cu această ocazie să căutăm smerenia și să observăm care este impactul acestei trăsături în viața noastră și spre ce ne conduce în viața aceasta spre viața veșnică. Te rugăm ca să ne binecuvintezi pe toți, pe toți cei care au ascultat sau vor asculta pe viitor acest subiect. Ajută-ne, Doamne, ca să-L putem aprofunda și să-L putem dezvolta în viața și în caracterul nostru. Te rugăm ca să ne ierți cu tot ce ne-am făcut vinovați. Ori de câte ori am manifestat o atitudine poate de mântrie, de încredere în noi înșine, ori de câte ori am neglijat să ascultăm cuvântul Tău sau sfaturile bune pe care ne le-au dat ceilalți, Iartă-ne, de ne putere înțelepciune ca să te căutăm din toată inima și această trăsătură să se dezvolte în viața noastră, avându-l ca model și ca exemplu pe Domnul Isus. Dorim ca să ne binecuvintezi în viața noastră zilnică, dorim ca să binecuvintezi poporul tău. Fă, Doamne, ca această trăsătură a smereniei să devină o trăsătură predominantă în poporul tău, în aceste timpuri ale istoriei pe care noi le trăim și astfel să ne pregătim pentru apropiata ta revenire. Dorim ca să binecuvânteze pe cei care sunt în boală, în suferință sau în necaz, pe cei care poate neglijează sau n-au interes pentru cuvântul Tău, ajută-ne, Doamne, și ajută-le ca prin harul Tău să-și poată pune încrederea în Tine și astfel să putem birui trăsăturile firești, trăsăturile care ne conduc spre cădere, spre îndepărtare de Tine și să dezvoltăm trăsăturile caracterului Tău. Dorim binecuvântarea Ta în viața noastră, facă-se voia Ta cu noi, iar ție să-ți putem aduce multă laudă, cinste și închinare acum și în veci. Amin.